Ție, Doamne! Bucuria mea iată încă un cuvânt de învățătură minunat al Sfântului Părinte Nicolae Velimirovici. La sfârșitul fiecarei tenii, preotul cheamă poporul să se dea în chip de plin Domnului Hristos zicând pe noi înșine și unii prealți și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, la care poporul răspunde, ție Doamne! Aceste sunt cuvinte foarte importante și pot fi aplicate în multe împrejurări din viața omenească. Când ai sănătate și spor la treabă, înalță-ți inima și zi, ție, Doamne! Când oamenii te cinstesc și te laudă, spuneți în sinea ta, nu e umărit asta, asta nu se cuvine mie, ci ție, Doamne! când îți trimiți copiii la muncă, la școală, ori în armată, din pragul casei tale binecuvintează și zi, îi dau în grijă, ție, Doamne. Când te lovesc invidia omenească și necredința prietenilor, să nu cazi cu sufletul și să nu-ți ia mărăciune în inima ta, ci să zici, toate acestea le dau spre judecată și dreptate, ție, Doamne. Când mergi în urma sicriului ce poartă tot ce ai mai drag pășește cu vitejie ca atunci când duci un dar celui mai mare prieten și zi, acest suflet drag ți-l aduc în dar, ție, Doamne. Când se vor aduna asupra ta chipurile întunecate ale ispitelor drăcești, ale suferințelor și bolilor, să nu deznădăjduiești și să spui, ajutor și milă cer, ție, Doamne. Când îngerul morții va veni la patul tău, să nu te sperii, prieten este, ci iartă-te cu această lume și să spui, Sufletul meu pocăit îl dau în mâini, ție, Doamne. Sfântul Părinte Ioan Casian zice așa, izgonind patima mâniei din inimă, trebuie să sădim în locul ei virtutea răbdării, care stăvilește pornire ticăloase ale inimii și izvorăște blândețea. Amin și Aliluia!